Cele două argumente, misesian și hayekian, sunt cel puțin înrudite. E o dezbatere întreagă în interiorul școlii austriece între filonul, să zicem, hayekienilor, în sensul că nu există o diferență notabilă între cele două argumente, și filonul misesienilor mai hardcore, dacă vreți, cel mai cunoscut, notoriu, fiind profesorul Salerno, care are, Joseph T. Salerno, care are acel articol, Mises și Hayek dezomogenizați, în care încearcă să argumenteze, și după părerea mea, cu destul de mult temei, că există o diferență totuși de accent importantă între cei doi, el optând cumva pentru versiunea misesiană a argumentului, considerându-o ca fiind cumva mai tare. Mă rog, oricum insistând că există o diferență, dar poate ar trebui să o luăm așa mai gospodărește, adică nu suntem în 2020 și putem pomeni că se împlinesc 100 de ani de la articolul lui Mises, Calcul economic în societatea socialistă, și poate să redăm pe scurt argumentul lui Mises de atunci din material. În esență, Mises, în acel articol din 1920, a zis cam așa: programul socialist, dacă ar fi să îl reducem la chintesența lui, înseamnă abolirea proprietății private, pentru că politic mai fezabil a fost abolirea proprietății private asupra mijloacelor de producție. S-au restrâns la asta, ar fi fost prea subversiv să propună abolirea întregii proprietății private, deși sunt multe versiuni de socialism utopic care au mers pe linia aceasta. E plin de secte prin Evul Mediu și protestante, erezii catolice, e plin de utopiști între Thomas Morus și Charles Fourier, în schemele cărora proprietatea privată, familia și religia, ca pachet, așa ca tripletă standard, sunt considerate piedicii calea progresului și cumva pietre ale trecutului care ar trebui abolite pentru o lume nouă. Dar cazul pragmatic, socialismul zis științific, marxist, a mers pe ideea asta de socializare numai a factorilor de producție. Era ușor să incriminezi, să arăți cu degetul minoritatea asta de capitaliști mai înzestrați. Și argumentul lui Mises a fost, revenind la această redefinire, proprietate de stat sau non-privată asupra factorilor de producție, asta e chintesența socialismului, înseamnă că dispar piețele de factori de producție, nu se vând, nu se cumpără pământuri, cherestea, cărbuni, electricitate, nu știu, know-how, stricto sensu, nici măcar forța de muncă, deși putem discuta. Și atunci nu există, mi se zice, nu există prețuri monetare pentru astfel de factori de producție, nu există prețuri de piață, prețuri reale. Dacă nu există prețuri reale pentru factorii de producție, atunci nu poți da o expresie costurilor de producție. Și ca decident socialist, fie că ești o persoană, un dictator, fie că ești un board, fie că ești o asociație de muncitori, cu intelectuali, cu, nu știu, o structură mai democratică, te vei confrunta cu această problemă insolubilă de a determina dacă trebuie să alocăm resursele rare ale comunității produse în diviziunea muncii, să le alocăm către, nu știu, un parc de distracții, o fermă de vaci cu lapte, o uzină de textile, o fabrică de textile, o uzină de mașini, oțelării și așa mai departe. Și nu vei putea să, pentru fiecare utilizare alternativă a resurselor, nu vei putea să dai o expresie coerentă a costurilor. Chiar dacă poate într-un final produsele de consum, să zicem, bunurile de consum, le vei vinde într-un fel în aprozarele sau în structurile de desfacere a mărfurilor din respectivul sistem, nu vei avea o expresie a costurilor și atunci nu vei putea face acest calcul monetar de profit și pierdere pe care îl fac antreprenorii pe piața liberă. Și Mises zice, prin urmare, vei sfârși să aloci resursele literalmente la întâmplare. O vei face pe criterii ad hoc, prestigiu,
megalomanie, o vei face pe criterii cum avea Nicolae Ceaușescu la un moment dat, dezvoltarea multilaterală, dar societatea multilateral dezvoltată. Mie mi se pare tot mai mult că e un fel de metaforă care sugerează haosul calculațional în spatele acestei idei frumoase. De fapt, arată că nu avea criterii să hotărască pe ce anume să specializeze structura de producție. Eventual, dacă soția lui, Elena Ceaușescu, a dobândit un fel de interes pentru sectorul chimic, atunci sectorul acesta chimic a fost pe aceste considerente, să zic, gonflat în interiorul, structurii socialiste de producție, evident cu, costurile de, rigoare, inclusiv petrochimia și rafinăriile cu care ne-am pomenit în anii 90. Eu zic că ai o bază, Vlad, eu zic că ai o bază conceptuală în multilateralismul ăla. Baza conceptuală ar fi că la Marx tu erai alienat, tu făceai două, trei chestii, pentru că așa te constrângea sistemul capitalist. Tu aveai 5.000 de chestii și de calități, ori el te obliga să lucrezi doar la pufuleți sau... Intrând în comunism, se descătușează forțele astea de producție. Adică mă gândesc că asta e baza metafizică la omul ăsta multilateral dezvoltat. El nu mai e canalizat, alienat, canalizat artificial de patron, ci explodează productivitatea. Observația nu era pentru florirea naturii umane, pentru că oamenii rămâneau specializați în, economia multilateral dezvoltată ceaușistă, deci rămâneau oțelari. Nu e că îl făcea oțelar cu master de filozofie, cu abonamente la operă și cu vacanțe frumoase în... Nu, ci referința era la structura de producție, da? la structura de producție sau și la structura de producție. Asta e componenta importantă. Deci societatea era nu omul ca atare. Societatea... Exact, societatea multilateral dezvoltată.